este nevoie să fii un mare specialist în arhitectură ca să înțelegi cât de frumoasă și valoroasă este această vilă. Vila Nazaru, vi se spune. Un element care o face unică în Chișinău este acest element de arhitectură numit serliana, ceea ce ar însemna o fereastră venețiană. Este deosebită prin faptul că are și aceste două coloane mari la intrare, dar și datorită arcului care este deasupra ușii principale. Chiar și cei care trec grăbiți sau îngândurați pe lângă Vila Nazaru reușesc probabil să aprecieze unicitatea acestui conac urban, amplasat pe strada Columna, lângă parcul Catedralei Mitropolitane. Istoria spune că a fost construită în anii 80 ai secolului 19, dar despre ea se află ceva mai târziu, atunci când primul proprietar decide să o vândă comerciantului rus Iacob Nazarov. A urmat mai apoi și alți proprietari, iar în timpul celui de-al doilea război mondial, clădirea a avut de suferit, fiind reconstruită mai apoi. În perioada sovietică a fost sediul Centrului de Sănătate Publică, iar la subsol se aflau magazine. Cei care o foloseau erau obligați prin contract să nu intervină în construcția ei. Femeia din imagini locuiește de mai multă vreme în vecinătatea clădirii. Își amintește că venea aici pentru a-și trata dinții. Aici a fost doctor cu dinții. Magazine, am știu, că era la subsol. Da. Eu țin minte că eu veneam și îmi puneam dinții. Aici? Da, la doctorul și era aici, chiar era casa lui privată. Dar prin ce an era asta? 19 ani aveam. Și eu când veneam dinții să-i pun, deși era încă, că dacă, cum zic, după moda, cum era în ei, aur. Numai aur acolo era. Oi, numai aur, deși era. Acum se uită cu tristețe și regret că vila se năruie, iar odată cu ea și istoria. De când o știți, s-a mai schimbat, s-a mai reparat? Nimic, tot asta. Stă așa, el dinainte a vrut că să facă, dar el a plecat. Cine? Proprietar? Nu știu la care a fost. Mai de mult. Dar cum credeți în general? Aceste clădiri, ele trebuie să conservate, protejate. Trebuie, dar dacă n-au de unde, n-au de unde și să facă. Bani, adică aveți în vedere. Bani, da. Clădirea nu a mai fost îngrijită de foarte, foarte multă vreme. Vedem și cu ochiul liber că nu au fost intervenții, pe exterior cel puțin, pentru că în interior nu avem acces, deci nu putem să spunem ce este acum acolo. E și un pericol public pentru că în orice moment se pot desprinde de sus bucăți de piatră și să cadă jos, nefiind securizată deloc zona. De asemenea, dacă vedem mai atent, în fața ușii principale vedem foarte multe bucăți de carton și a fost improvizată o pernă. Putem să deducem că atunci când nu este atât de frig afară ca în aceste zile, aici probabil că înoptează oamenii străzii. Trebuie reparată și de făcut ceva, asta e istorie. Dar ce vă pare așa interesant la dânsă, mai deosebită? E așa de tare modelul, când Basarabia a fost. Asta ca amintire trebuie și... Pentru generațiile care vin. Da. Bianca Tănase are o predilecție aparte pentru această vilă. A fost cucerită de stilul unic al construcției încă de pe vremurile când era mică și învăța prin preajmă. Ori de câte ori trecea pe alături, în minte îi apăreau mai mereu aceleași întrebări. Cine au fost oamenii care au locuit aici, cu ce se ocupau, ce mod de viață duceau? În luna octombrie, când am avut oportunitatea să lucrez la proiectul ăsta cu poveștile nespuse ale orașului, instant m-am gândit iarăși la casa asta care mi-a marcat copilăria și adolescența. Și am stat de cealaltă parte acolo unde este florăria din centru și mă uitam la ea prin geamurile ei și mă gândeam cine putea să trăiască aici. Ce oameni mergeau pe aici înaintea noastră. Ce ai făcut interesant despre casă? Cel mai interesant lucru pentru mine a fost construită undeva prin 1880, dar primele documente pe care le avem despre această casă sont în 1900. Când frații Lebedev, cei care au construit-o, o vând negustorului Iacob Nazarov și familia sa. În cadrul proiectului Poveștile Nespuse ale Chișinăului, Bianca a elaborat și o animație grafică a conacului ce prinde viață printr-o aplicație specială și îndreptând telefonul spre suportul pentru steaguri. Prima dată când am fost aici, am dat peste un bărbat care locuiește pe scările sale și ne-a povestit puțin despre experiența sa. Și ne-a povestit... Exact, fix pe scări acolo. Și ne-a povestit despre faptul că sunt și animale, și păsări, și sunt și pisici în zona asta. Chiar dacă oamenii au abandonat casa, animalele și creaturile încă înțeleg că aceasta are valoare. Și energie. Exact. Avem construcția dinăuntru,
dacă am avea acces înăuntru, aș putea să vă arăt. Avem acolo o sobă care la moment... Nu ai dreptul să intri, dar dacă te ridici destul de sus, poți să vezi prin geamurile care sunt sparte. Acolo este o sobă, mai sunt unele elemente decorative înăuntru, care sunt absolut fascinante. Aș vrea să pot să am acces înăuntru, să văd ce s-a întâmplat acolo cu adevărat. Dar n-ați încercat să luați legătura cu actualul proprietar ca să vă dea voi să intrați? Nu. Nu este informație publică cine la moment este deținătorul. Am consultat datele de la cadastru ca să aflăm ce se cunoaște despre ultimii proprietari ai clădirii seculare. Găsim că terenul și construcția au fost cumpărate în 2001 de compania Serendacom. În prezent, firma aparține lui Vitali Urechean, fiul fostului primar general Serafim Urechean. L-am contactat pe omul de afaceri ca să aflăm dacă el a procurat vila și terenul, dar ne-a spus că nu cunoaște despre ce vorbim pentru că a preluat compania mult mai târziu. Eu sunt proprietar la Serendacom de la 2015. Uh-huh. Dar cum ați reușit să ajungeți în fruntea companiei, dar... Dar care e problemă? Vă întreb cum, știați că ei se vinde sau cum, iată cum devii proprietarul unei companii? Nu, dumneavoastră puneți mie și întrebări interesante. Eu n-am fost proprietar mea. Atunci. Și nu știu istoria cu clădirea aceea. Am înțeles. Dar știți compania aceea cândva... Știți compania aceea a cumpărat cândva acea vilă? Nu știam, eu nu știu despre ce noi vorbim absolut acum. Am trimis o cerere la Agenția Servicii Publice pentru a afla cine conducea compania Serendacom în momentul tranzacției, dar încă nu am reușit să obținem răspunsul final. Ne întoarcem la clădirea istorică de pe strada Columna 110. Câțiva ani mai târziu, în 2004, compania o vinde soților Godzin, care puțin mai târziu la fel decid să o scoată la vânzare, însă s-a soldat totul cu litigii. Un punct final s-a pus abia în martie 2023, atunci când pământul și clădirea au ajuns în posesia companiei Miralex Consulting. Aceasta este condusă de Anatoli Culcov, care a încercat de mai mulți ani să intre în posesia vilei. Alți aproape 65 de metri pătrați aparțin din 2019 unei alte persoane fizice, care însă are același nume de familie ca al directorului companiei. Adresa juridică a ultimei companii care a procurat vila Nazarov este exact aici, Columna 110, deci exact în locul în care se află această vilă. Vedem la fața locului doar o anexă la acest conac, dar nu sunt semne că a trecut cineva pe aici de mult vreme. Zăpada încă este necurățată, iar vecinii și ceilalți care sunt prin curte au zis că nu cunosc să fie ce vreo companie juridică. Anatoli Culcov mai deține o companie. Am mers să-l căutăm și acolo. Nu l-am găsit, am lăsat un număr de telefon ca să fim contactați mai apoi de omul de afaceri. În schimb, ne-a abordat avocatului. După ce i-am adresat întrebările, acesta ne-a spus că vom fi telefonați de însuși Anatoli Culcov, lucru care nu s-a întâmplat până în momentul difuzării acestui reportaj. Dar vă rog, spuneți-i astăzi că noi trebuie să dăm materialul și atunci o să apară fără reacția lui și nu o să fie bine. Da, adică ziceți-i că astăzi este esențial să avem discuția. La telefon, la cameră, cum vrea el, așa face. Da, mulțumesc, cu zi bună. Printre altele, am vrut să aflăm de la el de ce a decis să procure un teren cu o clădire ce are statut de monument, cât a costat, dar și ce intenționează să facă în continuare cu acest imobil. Conform fostului primar general Urechean, vânzarea unor clădiri municipale importante din punct de vedere istoric sau arhitectural a avut loc prin intermediul unei comisii guvernamentale, primăria neavând nicio atribuție la asta. Primăria n-a vândut nicio clădire în Chișinău, era comisia guvernamentală, unde primăria avea un reprezentant și în momentul vânzării sau cumpărării acestor clădiri, mare treabă, primăria nu putea hotărâi, avea numai un vot în comisia asta care... De ce nu primăria? Dar eu știu că au fost acolo niște scandaluri cu clădirea asta. Încât așa mi-amintesc eu că doar din 2001 până acum îmi este o leacă. Îmi dau seama. Da. Deci în această clădire numai pereții sunt de valoare. Cinematografii în toată țara au fost vândute în perioada ce de cei care erau la guvernare. Toate luminițele, magazinele de carte au fost vândute în acea perioadă. Toate grădinițele de copii au fost vândute în acea perioadă.
Și totuși a fost, iată, v-am spus că eram membru comisiei, așa era legea. Legea adoptată de către Parlamentul Republicii Moldova. Așa. Și lucrurile astea se privatizau, se vindeau în cadrul acestei legi, fără niciun fel de chestii de astea secundare. În municipiul Chișinău sunt înscrise 512 monumente de arhitectură de categorie națională, cu 3 mai mult decât în anul 2022. Este vorba de clădiri, grădini și construcții cu statut de monument.